Dragi participanți, stimați invitați, astăzi ne găsim la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni la Fântâna Dorului. Dau cuvântul domnului primar al orașului nostru, domnul inginer Septimiu Cătălin Înțurcaș, care va prezenta și invitații pe care are dânsul la acest festival. Poftiți, domnule primar! Mulțumesc! Domnule pretor al sectorului Rușcan din Chișinău, domnule deputat, doamnă director, onorat asistență! Bine ați venit la izvorul Fântânii Dorului. Este o mare bucurie pentru noi și șimleanii că putem fi gazdele acestui important festival. Și fără lipsă de modestie, noi spunem că este cel mai important și mai frumos din România. De-a lungul istoriei am trecut anumite etape, unele care n-au fost foarte frumoase și când spun frumoase mă refer la partea financiară, pentru că un astfel de festival înseamnă și o resursă financiară alocată și dacă au existat ani în care acest festival a fost cu adevărat mult mai frumos pentru dumneavoastră, dragi participanți, adică ați avut posibilitatea să mergeți din bugetul festivalului și în anumite excursii, din păcate, în anumiți ani, inclusiv în acest an, datorită greutăților financiare și lipsei sprijinului altor instituții care ar putea să facă măcar un pic pentru cel mai important lucru pe care îl avem noi românii, adică păstrarea tradiției populare și aportului popular românesc, și ca și paranteză, n-am văzut niciodată casa de cultură atât de frumos echipată ca și în ziua de astăzi și pentru asta vă mulțumesc și vă felicit. Este a 19-a ediție și de 15 ani de când conduc orașul, probabil mulți s-au întrebat dacă acest festival are un viitor. Acest festival are un viitor și va avea întotdeauna și, în primul rând, aș porni prin a mulțumi celor care l-au generat, pentru că întotdeauna, dacă nu există cineva care să facă ca un lucru să se întâmple, acest lucru nu se întâmplă. Și dacă familia Neaga nu era ca în urmă cu 19 ani să genereze acest festival, astăzi noi nu eram astăzi împreună și mă aplec cu mult respect în fața dânșilor. Și dacă poate uneori nu reușim noi ca administrație publică locală să facem față a ceea ce ar trebui să se întâmple în cultura locală, trebuie să ne gândim întotdeauna că suntem o administrație locală nu foarte mare și avem toate intențiile bune și ne străduim ca lucrurile bune să se întâmple. Și pentru că astăzi suntem aici împreună, înseamnă că un lucru bun se întâmplă. Eu vă felicit pe toți, în special vă salut cu drag pe cei care ați venit mai de departe. Sper ca în aceste clipe în care veți fi oaspeții noștri ai orașului Șimleu, să puteți să vă dați seama că șimleoanii sunt niște oameni foarte ospitalieri. Mult succes festivalului și vă doresc o ședere plăcută în Șimleu. Însă, pentru că orașul Șimleu este înfrățit cu un sector din capitala Republicii Moldova, urât spus Republica Moldova, pentru că practic sunt toți români de-a noștri, mă bucur ca pentru a doua oară să-l avem în mijlocul nostru la acest festival pe pretorul sectorului, domnul Nicolae Bălaur, pe care îl invit să transmită mesajul său. Bună ziua! Mă repetăm încă o dată. Bună ziua! Cum dumneavoastră sunteți aici invitați și oaspeți, astăzi, aici, în fața dumneavoastră, sunt ca un oaspete, n-a spune că e onoare. A spune că e suflet. De ce de suflet? Pentru că acești persoane care sunt aici, domnul Neagă, prin acest festival, încearcă să transmită o cultură. Și într-adevăr, domnul primar a spus corect. Nu există Republica Moldova, există un plai și o țară și este România Mare.
festival trebuie să aibă continuitate. Trebuie să aibă un viitor. Că doar în această cultură, prin ceea ce voi transmiteți, din generație în generație, noi înțelegem acest lucru. Eu vă mulțumesc, domnul primar, că susțineți așa evenimente. Domnul deputați, care sunt alături și susțin pe toți ce vor să transmită acest mesaj, mă alătur și eu, dumnealor, și spun că susțin cultura noastră și să dea Domnul niciodată să nu piară. Dar asta datorită nouă și pașii care noi facem zi de zi, e trebuie să se prospere. Succes tuturor și bucuros că o parte din dumneavoastră azi m-am cunoscut. Suntem oaspeții acestui oraș frumos, micuț și foarte, foarte primitor. Mulțumim, îl invit pe domnul deputat Lucian Bode să-și transmită mesajul din sus. Mulțumesc, domnule primar. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Bine ați venit, bine ați revenit în județul Sălaj, în șineul Silvaniei, în țara Silvaniei, un ținut, așa cum ați putut observa, binecuvântat de Dumnezeu. Aș vrea să vă felicit pe toți cei care ați făcut un efort extraordinar să fiți astăzi aici, unii de la mii de kilometri depărtare. Aș vrea să felicit încă o dată, așa cum fac de fiecare dată, în fiecare an când vin aici și onorez invitația familiei Neaga, să-i felicit pentru strădania lor, pentru efortul care îl depun în fiecare an, fără dumnealor și fără cei care au fost în jurul domniilor lor, primăria, Direcția de Cultură, din când în când și Guvernul României, acest festival nu ar fi fost, n-ar fi existat. M-am gândit astăzi când am onorat invitația familiei Neaga să enunț încă o dată în fața dumneavoastră scopul acestui festival. Și dați-mi voie să spun că scopul acestui festival este păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de peste granițele țării. Ne punem întrebarea, cu siguranță, fiecare, dacă acest scop este atins. Uitându-mă la calitatea participanților, la calitatea prestațiilor lor, spun fără tăgadă că acest scop este atins an de an. Pentru acest lucru, eu vă felicit pe toți cei care participați. Pentru prima dată unii veniți de 19 ani, alții, o parte dintre noi aici pe scenă, ne identificăm cu spiritul acestui festival. Nu este un sentiment mai plăcut să vii aici, la Șimleul Silvaniei, în luna iulie și să participi la un festival care, dintr-o intenție de a fi un festival local, județean, regional, național, iată, a devenit un festival internațional recunoscut și apreciat cum se cuvine. Vă doresc ședere plăcută la Șimleul Silvaniei și sunt absolut convins că veți reveni ori de câte ori veți avea ocazia dincolo de festival cu mare plăcere aici, în țara Silvaniei. Mult succes festivalului! Director la Direcției de Cultură județului Sălaj, Doina Copci, să vă transmită mesajul domniei sale. Bună seara, dragi români! Ne întâlnim cu atâta bucurie la mijlocul lui Iulie, în acest oraș binecuvântare Dumnezeu, în acest județ binecuvântare Dumnezeu, pentru că toți credem în aceeași idee. Ideea că a fi român este frumos, a fi român înseamnă să te bucuri de ce au lăsat înaintea și tu și tu poți să duci mai departe. Tradiție, port, cântec și dans. Dumneavoastră sunteți aici în această seară pentru că ați dorit să veniți să ne faceți nouă bucuria nouă celor care trăim aici pe aceste frumoase meleaguri și să ne arătați că la dumneavoastră acasă, la noi acasă, la români, tradiția este cea care contează. Mă bucur să vă văd atât de frumoși, cum am spus și mai devreme, și să vă văd că sunteți fericiți pentru că sunteți împreună. Dincolo de faptul că ne-am întâlnit, rămâne bucuria
de a fi împreună, rămân amintirile pe care le recreați, le creăm împreună aici și rămâne gândul că ne vom vedea și la anul. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Vreau să mulțumesc familiei Neaga pentru că se încăpățânează ca de 19 ani încoace să ne adune și să ne facă să fim fericiți că suntem români. Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului primar pentru că a crezut și crede în continuare în această idee. Și da, Festivalul Internațional de Folclor la Cotâna Dorului este cel mai frumos festival din țară, pentru că este făcut de oameni buni pentru oameni buni. Vă felicit că sunteți aici, vă doresc mult succes și vă mulțumesc încă o dată pentru că ne faceți bucuria de a fi împreună. Mulțumesc domnilor care au vorbit înainte, le mulțumesc pentru cuvintele alese și vrem să le spunem că atât cât puterile noastre ne vor permite, nu vom lăsa să piară acest festival, această activitate, această manifestare prin care contribuim la educarea tinerei generații, atât din țară cât și de peste hotare a românilor, pentru păstrarea, așa cum s-a spus înainte aici, a identității noastre naționale, a limbii, a religiei și a culturii noastre naționale. Atât vreau să spun că domnul primar trebuie să fie mândru și sunt sigur că este mândru că în perioada mandatelor dumnealui s-au desfășurat atâtea ediții și că urmașilor noștri vor spune în istorie și vor pomeni de numele acestui oraș, acestui festival, la care se va adăuga și numele primarului actual al orașului dumneavoastră. Deci, cu toate greutățile, cum spunea și dânsul și ceilalți vorbitori, nu ne-am lăsat și am mers înainte și mergem înainte cu acest festival. Vă mulțumim dumneavoastră care a participat de fiecare dată ca să putem menține această manifestare și acest festival de-a lungul anului. Și dorim mulți, mulți ani de acum înainte. Și acum, după tradiție, o să chemăm fiecare delegație să prezinte pe scenă, după cum o să noteze aici, iar domnii invitați, o să înmâneze suvenirea din partea organizatorilor. Așa. Formațiile să-și pregătească delegații care se vor sta pe scenă pe aici, pe treptele acestea, da? În stânga dumneavoastră, da? Și începem ansamblul Bordeiașul din Baia de Aramă, Nehedinț. Se pregătește urmașita și trebuie acela de va da această suvenire, domnul primar al orașului nostru. Haideți, vă rog, pregătiți Brăila, se pregătește să fie aici, la scenă, Brăila. Da. Haideți, Brăila. Haideți, urcați-vă, vă rog. Urcați-vă. Da. Am spus, ansamblul Folclor Romanita Brăila se pregătește voi neșteanța cu Bacău. Se pregătește voi neșteanța mai repede. Haideți, Brăila. Sus. Domnul... Aici, domnul pretor va spăna amestia, da? Bacău. Urmează ansamblul folcloric Moineșteanca Moinești Bacău. Doamna director, că vă gândiți de cultură, m-a arătat venirea. Ansamblul fiii moților. Se pregătesc fiii moților, da? Unde sunt? Aici, bun. Da? Poftiți. Domnul deputat, Bodea va înmâna suvenirea. Haideți! Urcați-vă! Ne pregătim de tot rogea! V-am
haideți, dobrogenilor! Haideți! Se pregătește tarta mare! Pagenat, domnul primar! Domnul primar! Tarta mare! Hai de sus! Bun! Înmânează doamna director, da? Doamna Doina, da? Urmează aici. Tarta mare! Mlădite maramureșene și o tuta mare! Haideți, mâneată domnul pretor, da. Șocuta mare. Aici, aici, aici. Aici, șocuta mare, da? Bun. Mugurașii Oltului. Mâneată domnul deputat. Supunem, da? Întorsura Buzăului să se pregătească. Torsura Buzăului. Hai, hai, aici lângă trepte. Urmează mlădițe românești, torsura Buzăului, Covasna. Hai. Domnul primar. Se pregătește Hora Neamului, Republica Moldova. Haide. Parcăul se pregătește și el. Parcăul unde? Unde sunt cei de la Parcăul? Haideți, haideți, vă pregătiți, haideți. Se pregătește Fanfara Stejărelu, tot Republica Moldova. Haideți, fanfara. Hai, rapid. Așa. Formația din dealul țarei din Bădăcin, să lași. Haideți. Haideți, vă rog. Ansamblu Vatra, Sanzeu, Sanzeu. Ansamblu Bucuielu, Zalău Sălaș. Unde este? Bucuielu, cineva să vină aici. Da? Că unde ies? Pe afară. Bucuielu. Mergeți de la Marcă, unul și luați pentru Bucuielu. Ia pentru Bucuielu de la... Duceți la Bucuielu. De afară, da? Dacă unul merg la neală a venit, a fost, au niște probleme și da, pentru spectacol vor fi prezenți. Vor veni pentru spectacol. Da, acestea au fost formațiile. Vă mulțumim dumneavoastră, vă mulțumim domnilor prezidiu pentru că au mânat aceste suveniruri și o pot toți, așa. Vă dați informații.